Bună seara, dragi telespectatori! Invitata emisiunii noastre e o figură bine cunoscută, doamna Doina Cepalis, o profesionistă a industriei textile, percepută de o mare parte a publicului drept o femeie cu bani, vorba piesei lui Bernard Shaw. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Cepalis, sunteți conștientă de faptul că unei femei de bani se conferă poate din start un statut antipatic, nu? Cred că da. Doar că acum aflu pentru prima dată ca și o femeie cu bani. Am niște investiții, dar nu mă pot numi o femeie cu bani. Da, e ceva nou pentru mine și plăcut să-mi descoper. Pentru că lumea din afară se gândește la dumneavoastră cu siguranță ca fiind o femeie cu bani. Asociază funcția pe care o dețineți dumneavoastră ca manager a unei societăți comerciale ca și cu o dispoziție materială confortabilă, să spunem. Evident, ai un statut, evident călătorești, evident ai alte repere, ai alte relații sociale, dar nu a fi o femeie cu bani, nu știu, a avea depozite, a avea posibilitatea de a fi într-un într-o clasă socială, de a avea o poziție, dacă e asta, într-adevăr, să pot considera că sunt pe o anumită poziție și am un anumit statut social, dar asta este tot. Înseamnă că până acum ați fost oarecum ferită de această imagine sau de aceste nume, pentru că, în general, imaginea aceasta are în România cel puțin de suferit, pentru că se asociază cu alte nume, nu cu alți termeni care vin. Adică orice firmă se dezvoltă în România, presupun unii, și subteran. Unele firme, dar nu ne referim la producție, nu ne referim la industrie, probabil din statistici și aud și eu la televizor, se dezvoltă subteran. Dar ipoteza ca o firmă textilă și o altă companie și o altă din domeniul industriei este practic imposibil să se dezvolte subteran și cred că nu sunt metode. Este practic imposibil. Și cu cât am avea mai multe companii la vedere, cu mulți angajați, cu export, cu atât n-am mai auzit politicienii să spună că dezvoltarea anumitor companii subterane sau veniturile negre, așa zise, venituri negre, sunt în proporții îngrijorătoare în România. Ar ajuta România să aibă un alt statut. Ar fi formidabil. Ar fi formidabil. Să sperăm că în câțiva ani, prin voință politică, totul se face plecând de acolo. Se zice că sunteți o femeie voluntară care a pornit de la zero. Unde și are originea acest curaj al dumneavoastră? Pentru că într-o societate dominată de bărbați, exact, femeia își face cu greu loc, poate, mai ales pe o funcție atât de importantă. Sincer, eu consider că cu anumite capacități, cu o anumită bază genetică te naști. Și dacă, născându-te cu această zestră genetică,
Și este genetică în sensul că ești o luptătoare, că dorești mai mult, că dorești să te depășești, că ai vise care vor să ți se împlinească, că ai un curaj nebun uneori, că nu ai limite. Cred că și în business, ca în orice domeniu, în sport, în, poți face performanță, în pictură, în orice domeniu. Nu există. Și atunci faci performanță. Mulți fac sport, puțini ajung campioni. Cred că e un cumul de factori. Foarte mult, foarte mult sacrificiu, ori mulți oameni nu vor sau nu înțeleg sau nu sunt dispuși să-și practic să-și sacrifice timpul, să se focuseze doar pe ceva anume și restul anumite evenimente din viață practic să nu existe. Și o să vă dau un exemplu. Azi vară mi-am văzut, am o grădină superbă cu flori foarte frumoasă. N-am văzut-o decât de două ori în 4 luni de vară, adică în curtea mea. Deci sunt niște plusuri și minusuri pe care ți le asumi sau nu ți le asumi și e foarte multă în orice reușită în spatele fiecărei reușite. Știu că o spun toți, dar e bine să o repeți de fiecare dată pentru cei care spun sau pentru cei care te ușor, nu? Care e ușor, care cred că care te invidiază, care încearcă să găsească conexiuni, oare cum a reușit X, Y, Z. Formula este foarte simplă și a mea este simplă. Muncești extrem de mult, uiți sau elimini toate anumite plăceri din viața ta și îți dedici toată viața acelui țel, acelui vis pe care îl ai. Canalizezi toată energia în acest energia. Sens, deci asta este renunțând la multe plăceri de zi cu zi. Da, care uneori poate îți fură timpul, poate îți mănâncă timpul în mod real. La mine fiecare jumătate de oră este importantă și încerc să o folosesc pentru compania mea și pentru mine ca lider. Deci, practic, trăiești numai pentru asta. În această societate modernă, realitatea dură dovedește faptul că în lumea afacerilor femeile își fac greu, cel puțin în sfera românească, își fac cu greu locul pe funcții importante. Dumneavoastră, cum ați reușit să vă impuneți? Sincer, eu nu prea am simțit diferența asta. Eu nu prea cred în împărțirea asta femei și bărbați. Eu vorbesc de domeniul în care activez eu și activez din 90. Business. Companii. Societăți comerciale. Din 90 am condus o societate comercială. Dacă ai competențe, dacă ai calități și dacă înveți, pentru că în orice domeniu trebuie să înveți și să te antrenezi, nu cred că în fața realizărilor cineva poate să spună, știi, nu cumpăr serviciul de la societatea X pentru că este lider o femeie acolo. Sau nu, că e patron o femeie, ca să vorbesc pe alt. Sau nu intru în colaborare cu compania, altă firmă, pentru că acolo este în Consiliul de Administrație sau director general o femeie. Din potrivă, cred că este un atu, pentru că femeile sunt mai fricoase. Să rezumăm așa o imagine. Sunt un pic mai fricoase, sunt un pic mai responsabile, sunt foarte, în general, se focusează, se concentrează, nu sunt extrem de, nu sunt superficiale. Acum, nu spun că astea l-ar avea bărbații. Vreau să spun că astea sunt
Avantajele poate. Avantajele femeilor. Sunt, da, cred că astea ar fi niște avantaje ale femeilor. Sunt concentrate când își doresc să atingă un obiectiv, îl continuă, au continuitate în ceea ce își doresc. Deci eu n-am simțit, bine, lucrul ăsta l-am simțit când eram tânără, pentru că chiar și în Pașcani când am intrat în Pașcani, bine, nici nu mă ajută poziția mea, pentru că sunt minionă, pentru că n-am așa o mină de om foarte serios și prestanța aceea prin aspectul fizic. Prestanță prin aspectul fizic. Nu pot să spun că am și o lejeritate în vestimentație. Nu pot să spun că asta mă ajută, pentru că chiar și în Pașcan și în anumite afaceri și din 90 am condus afaceri mari, cu complexe, cu număr mare de angajați. Țin minte că nu mai știu cine, dar mă rog, o persoană importantă din Pașcan s-a exprimat, ce o să facă copchila asta aici? Deci nu mă ajută lucrul ăsta, nu mă ajută când mă duc la bancă. Oare îi dau 1 milion de euro? Am încredere. Deci se pune problema credibilității atunci în când este impactul vizual. Femeie, așa, în primul rând ca femeie, că fiecare, că practic ce se întâmplă? În fiecare contract comercial, intri într-un parteneriat pe termen scurt, pe termen lung, și atunci în parteneriatul ăsta îți pui problema. E femeie, nu o să se plictisească, o să ducă, are puterea să ducă până la capăt pe ani de zile un business. Are forța, fizică, are forța, nu? Interioară, ai rezistența, poți să lupți cu birocrația. În general, femeile clachează. Sunt situații în business când poți să pierzi dintr-o afacere. Dar să recunoaștem că și bărbații se întâmplă să clacheze și ei, nu? Sigur. Nu e neapărat că femeile clachează în acest lucru, nu? Dar de obicei te gândești la femei, că ele sunt mai vulnerabile, nu? Sunt vulnerabile, sensibile, și uneori ceea ce facem noi femeile parcă generațiile anterioare nu făceau, și este mentalitatea chiar și a noastră de a fi protejate, de a sta sub protecția soțului, părinților, și a face lucruri mai feminine, mai simple, mai frumoase, mai delicate, specifice, da, da. Delicate, acțiuni romantice, dar nu, ne-am asumat, ne-am asumat acest rol și îl ducem până la capăt. Oamenii care ating un anumit status social și economic încep să aibă cultul succesului. Cum vă descurcați cu acesta? Sunt foarte încântată că și am văzut și eu prieteni, oameni care cultul succesului și în afaceri și în politică s-au schimbat radical. Eu sunt foarte mulțumită că am rămas aceeași. Adică nu mi-am luat-o în cap. Nu sunt nici mai importantă, nu sunt nici mai frumoasă, nici mai bogată, nu m-a aprins, nu m-a lovit această maladie, o numesc eu, pentru că oamenii ies din realitate, încep să-i privească pe ceilalți de la un nivel de sus, cu un aer de superioritate, cu un extrem de mare aer de superioritate, și știți ce se întâmplă? Tot lor li se face rău, pentru că li se întâmplă un rău, pentru că în 4 ani, să zic, sau fiecare om poate să aibă pe scara lui în business, în politică, o zonă de vârf, o ascensiune extraordinară.
În momentul acela, dacă tu pierzi simțul realității, nu mai crezi în oameni, crezi că tu ești alesul divinității pentru că ai ajuns tu acolo în top, așa, și ai impresia că toate ți se cuvin și reușești să faci mult mai multe și uiți că, de fapt, poate e o etapă, e foarte bine dacă vor continua și alte etape, dar nu trebuie să pierzi simțul realității, pentru că greșești, cazi de foarte jos și eu am o constatare. Au ajuns împărați, regi, regine din castele, din imperii, să locuiască în case modeste, se schimbă rânduiri, cad bănci. Eu nu sunt ever pentru totdeauna, îmi doresc, dar nu sunt pe un soclu, depinde de performanța pe care o fac. Astăzi poate sunt extrem de performantă și sunt lider național în domeniul meu. Mâine, dintr-o conjunctură socioeconomică, poate să-mi cadă afacerea. Și atunci, placați, da. Orice este posibil într-o conjunctură. Astăzi ești lider politic, mâine nu te mai aleg oamenii. Și atunci ce faci? Dacă tu ți-ai creat deja soclu și statuia, asta este... Nu. N-o să mi se întâmple asta niciodată, pentru că nu e în firea mea, nu este în educația mea. E o chestie și de educație. Contează foarte mult și un echilibru interior. Bănuiesc că da. Anumite principii pe care ți le fixezi și de la care nu te abați. Să încercăm să menținem o linie, o anumită verticalitate. Da, și în special pentru noi. Nouă ne folosește lucrul ăsta. Pentru că vedem noi în societatea de astăzi, banul este un ochi magic. Atrage foarte mult. Și lipsa lui, dar mai ales obținerea lui după aceea, poate aliena. Poate duce la extremitate. Cam cum ar sta lucrurile? Putem vorbi vreodată de bani în exces? Care de una ei? Cum ar influența el omul? Care este portița de mijloc? E bine să-i avem sau nu-i avem? Pentru că cel care nu-i are tânjește după ei, iar cel care i are se schimbă. De multe ori vedem mulți oameni care altădată pornesc de jos și odată ajungi la o anumită poziție socială, se schimbă. Din păcate, așa, asta este părerea mea, din păcate noi sau oamenii urmăresc banul ca valoare, ca am un milion, am 2 milioane, am palpabil, 10, concret. Banul palpabil. Noi dacă urmărim să construim ceva, să evoluăm, să muncem mai mult, să devenim noi mai buni pentru noi și pentru societate, banii vin. Deci ei vin. Dar, sincer, dacă un om de afaceri, vorbesc de pe poziția mea, sau chiar un angajat, dacă doar asta urmărește, deci el nu urmărește evoluția lui, nici nu-l va mulțumi banul, îl va și degrada, va urmări și acțiuni speculative să-l aibă, nici nu se va bucura de el pentru că îl va capitaliza, ori va deveni zgârcit cu el și cu familia lui, ori banul este într-adevăr extrem de necesar și sfătuiesc pe toată lumea să se dezvolte personal ca să-i aibă. Pentru că banul te ajută să evoluezi personal, să trăiești decent, să fii vesel, să ai iubire, să dăruiești iubire. Lipsa banilor te brutalizează, intri în panică, te plafonează. Deci sfătuiesc pe toată lumea să-și dorească mai mult, dar să-și dorească mai mult, să nu-și dorească acumulări de bani, să-și dorească calitatea vieții,
îmbunătățirea vieții. Eu nu am depozite financiare, nu mă interesează lucrul ăsta. Atât timp cât compania merge bine, eu îmi pot crește salariul, pot să am dividende. Banii nu trebuie să stea într-un anumit loc. Cel puțin vorbesc despre mine, având fac banul nu trebuie capitalizat. Dar chiar și un angajat, un salariat, nu trebuie să se plafoneze. Cunosc, călătoresc foarte mult, merg foarte mult în străinătate, cunosc culturi și traversez multe culturi în aceeași lună. Luna asta am vizitat 4 țări, intru în relații cu oamenii, cunosc viața socială a lor, au câte 2-3 joburi. Ei nu vin la servici cu gândul de a intra într-un... Cât mai mult. Deci nu acuz pe nimeni, dar nu intră, ei nu au această conștiință de a evolua alături de locul în care ei își depun munca lor. Ei nu vin la serviciu să aștepte să pândească șeful și el să nu-și facă treaba pe unitatea de timp, să se ducă în spate, să fumeze, pentru că... E conștiinciozitate. Îi face rău și patronului, își face rău și lui. El preferă să muncească intensiv pe normă 6 ore, se duce, se odihnește o oră, au câte 2-3 joburi. Ce v-a învățat spațiul din afara României, din călătoriile dumneavoastră, de afaceri, de cele mai multe ori bănuiesc? Da. Cu siguranță, din contactul cu cei partenerii străini, ce ați învățat? Evident, în momentul în care intri în contact cu civilizații, înveți din civilizația fiecărui popor câte ceva. Din Italia, cunosc foarte bine Italia, remarc și am învățat creativitatea lor. Am luat din creativitatea lor, din disciplina am învățat și am văzut organizarea, disciplina germană. De asta au și reușit. Modul în care își respectă comunitatea, modul în care știu să coabiteze împreună, modul în care socializează, nu există atâta înverșunare și încrâncenare. Noi suntem un popor un pic mai încrâncenat. Cunosc Franța cu rafinamentul, dar în general oamenii sunt veseli, sunt toleranți, sunt toleranți. Acceptă, te acceptă așa cum ești. Noi obosim și ne consumăm toată energia în a critica pe cel. Noi ne hrănim din critică. Uitându-te în ograda vecinului să vezi efectiv, ce e mai rău la el decât la tine. Dar nu știu de ce trebuie să ne bucure și să trăim din a critica pe cel de lângă noi. Ai găsi defecte, ai găsi o meteahnă, oricât de mică. Oricât de mică. Deci, acolo oamenii sunt toleranți. Încearcă întâi să se cunoască pe ei, în orice cultură, majoritatea popoarelor. Întâi se cunosc pe ei. Ok, mă cunosc întâi foarte bine pe mine, să pot corija ceva de la mine și după aia încerc să... Dar de ce mi-ar păsa? De ce mi-aș consuma din timpul meu și din energia mea să încerc să schimb persoana de lângă mine, de pe stradă, vecini, oameni? Nu, acolo e altceva. Fiecare trăiește pentru el și vrea să trăiască frumos. Asta e așa în mare ceea ce vă pot spune. Dar în general au cultul muncii, au iubesc frumosul, nu o să vedem niciodată, nu trec nepăsători
pe străzi, pe lângă gunoaie, duc o viață, cel puțin în America, o viață de asociații extraordinare. De exemplu, dacă găsesc un loc părăsit, o casă părăsită, care nu are moștenitori și încep să se crească plante care nu sunt în regulă, există o comunitate, există voluntariatul. Ceea ce aici nici pomeneală. Deci, în fiecare oraș, în fiecare cătun, sunt pe lângă primărie, sunt oameni care își oferă voluntar o oră din viața lor pe săptămână pentru comunitate. Noi avem chestia asta, complexul ăsta, păi ce o să mai fraier? Sau de ce să fac lucrul ăsta? Eu, sincer, am încercat și, mă rog, făcând parte dintr-o organizație People to People, este o organizație internațională, poate o să vorbim în alte emisiuni, este o șansă a României de a avea capitol în România, l-am fondat eu, l-am predat, dar nu am mai avut același, sau, mă rog, nu mai este la nivelul la care l-am adus. Am încercat să creez, să îi învăț pe tineri, pe adolescenți să se mobilizeze. Existau niște parcuri care nu erau bine administrate, cu gunoaie, cu mizerie, le-am cumpărat saci, salopete, să ne înfrumusețăm orașul. Oamenilor le este indiferent. Această indiferență, de fapt, față de locul în care trăiesc. Dar imaginile astea... să avem o imagine schimbată, așa cum este Pașcanul. Ne dorim un oraș mai frumos, pentru că în emisiunea anterioară fusese domnul Bița, care a lucrat la sistematizarea orașului și se plângea de faptul că tot ce era valoros s-a distrus. Ne dorim cu ardoare o imagine frumoasă a orașului, dar de fiecare dată când este vorba să punem umărul, poate prin puținul pe care îl putem face, ne poticnim și așteptăm ca ceilalți să facă. Care ceilalți? Valoarea unei locului, a comunității, este dată de valoarea oamenilor, calitatea umană. Asta e simplu. Bineînțeles că ai nevoie de un lider, un lider în administrație, un lider în asociații, sigur, dar... Totul pornește ca un tot. Bine, trebuie să nu uităm că încă România este în stadiu de existențialitate. Când existențial unii nu au, poate le e frig, poate le... Dar nu într-un procent foarte redus. Deja avem o clasă medie care ar trebui, vorbesc de România, există o clasă medie, există o clasă care are un standard peste medie. Deci trebuie să așteptăm de la această structură, de la această clasă, pentru că cei care au venituri mai mici, sincer, și cred, și pentru că am fost în locuințe, și pentru că am fost în case, și pentru că știu cum se trăiește în România, pentru că mi-am vizitat angajați, pentru că am vizitat săraci, pentru că am încercat să ajut, chiar știu cum se trăiește în România și nu ai așteptări că se poate schimba de jos, ci de undeva, de unde putem pune mintea la contribuție. Exact. Mă gândeam în timp ce explicați ce meticuloasă sunteți și riguroasă în fiecare argument pe care îl aduceți. De unde moșteniți această linie? Sau e moștenire de familie? Această gândire? Cum era acasă? Acasă era... Totul se făcea metodic, pentru că
părinții mei au fost profesori, bunicii cadre didactice, străbunicii la fel, vin dintr-o familie de dascăli și preoți. Și lucrurile erau într-o tradiție. Generațiile își pun amprenta pe educația ta, erau principii și acum mai sunt principii, bineînțeles, dar... Niște reguli interne ale familiei, nu? Da, niște reguli interne ale familiei, o familie unită, o familie normală de dascăli, care, bineînțeles că educând generații întregi, discuțiile în familie se purtau tot pe această temă, cum să-i educăm pe copii, cum să-i motivăm, cum să-i... Și cred că și asta mi-a ajutat să înțeleg cum pot să conduc și să fiu lider și să comunic cu un număr foarte mare de oameni și să transmit ceea ce îmi doresc eu. Că e foarte important să știi să transmiți un mesaj. Cred că vin puțin natural, te ajută foarte mult ceea ce, bineînțeles că este esențial. Este esențial ceea ce părinții îți dau în primii ani de viață, după care clădești singuri, au reușit copiii și tineri. Cred că nu există o formulă, dar putem pleca de la o bază, pentru că au existat copii care au reușit și au fost în orfelinate. Dar, în general, este foarte important și... și ceea ce îți oferă părinții și ceea ce îți oferă dascălii și în ce școală ai fost și în ce colectivitate ai fost și dacă este dezvoltat spiritul ăsta de competiție. Am făcut specială de matematică, te ajută pentru că e decizii rapide. Da, prin structură sunteți la liceu, ați terminat profilul matematică-fizică, după care ați urmat facultatea de științe economice. Exact. Însă mă gândeam, în copilăria dumneavoastră, ați avut contact cu lumea satului. Da. Ajutați părinții la treburile casei, în un fel, sau doar erați menajată pentru a învăța? Sau... Sincer, am avut șansa să am o copilărie și nu exagerez de tip Medelen, pentru că locuiam într-un cătun, am fost crescută de bunici, bunicul era învățător, era o zonă de lângă Cotnari mică, necolectivizată, era în proprietatea școlii. Era o livadă de cireși, vie, pădure, pentru că bunicul era un model pentru mine și eram umbra lui. Am făcut clasa întâi de 3 ani la rând, la 5 ani am fost elevă cu șorțuleț, cu și nu n-am fost atrasă de zona asta. Adică eram foarte mândră să-i citesc la micul dejun, la micul dejun bunicului înainte de să duce la școală presa. Asta îmi plăcea. Închidea să citesc și să mă duc la școală. Da, și în rest, în vacanțe să mă joc. Dar de la 5 ani am fost elevă, așa că nu... Nu ați avut înclinații spre, să zicem, spațiul câmpenesc al... Deși trăiam la țară, nu. Luam ce e mai frumos, luam fructele din copaci. Fiind dar... și mezina, bănuiesc, da. Tendința era a tuturor de a fi protejată. Da, da, așa e, bănuiesc că da. Dar această îndemânare a dumneavoastră de a administra corect banii, plăcerea de a-i mânui bine,
Când ați descoperit-o? Aveați de atunci din copilărie sau v-ați dat seama pe parcurs? Dintotdeauna mi-am dorit mai mult. O fire ambițioasă. Da, da, o fire ambițioasă și... ce să vă spun? Am avut rezultate bune, adică am fost și în școală și am avut aceste calitate de lider. Și pe timpul lui Ceaușescu eram comandant de detașament, aveam premii, scriam, îmi plăcea să scriu, era revista școlii unde făceam articole. Da, făceam parte din tot felul de organizații. Așa cum vă spuneam, mi-am folosit timpul pentru a evolua. Dintotdeauna. Și la revoluție asta, la revoluție, cu fetița mea avea 2 ani și jumătate, nu știam nimic, nu știam ce ne așteaptă în ziua în care a căzut regimul Ceaușescu. Deci nu știam dacă se întoarce, dacă nu se întoarce, dar eu asta îi spuneam fetiței mele când la televizor se trăgea, că o să călătorim în toată lumea și o să avem bani și nu o să mai fim, o să scăpăm de umilințe și am trăit într-o închisoare, dar vom vedea lumea și vom avea bani. Nu știu, a fost așa ceva ce a venit din mine, vine din tine uneori. Adică am știut dintotdeauna că din momentul acela sunt liberă și pot să-mi fac propriul meu drum și să nu există, da, să nu există neapărat o plafonare. Ce v-a adus anul 1989? În afară libertate. De această dorință de libertate. Libertate. Și în afară de aceasta, a fost o cale, de fapt a fost portița deschisă către lume pentru dumneavoastră. Exact. Pentru că începând de atunci, de fapt, ați pășit în lumea aceasta afacerilor la propriu, nu? Da. Sau puțin mai târziu? Imediat am fost numită director economic, chiar în 89, în decembrie. Am condus o companie foarte mare, de un lanț de magazine din domeniul alimentar. Am fost lider până în 93 și în 93 am pregătit procesul de privatizare și am cumpărat compania. Da, deci practic am învățat regulile timp de 3 ani de conducere a unei firme, pentru că nu mai conta dacă era capitalul de stat sau privat, trebuia să știu care sunt regulile, legile, contextul economic. Le-am învățat și după aia am intrat și am cumpărat compania. Bineînțeles, prin împrumuturi bancare. Am devenit acționar principal. Ați reușit să vă convingeți șefii mai mari, adică ați reușit să impuneți credibilitatea. Prin ce? Întotdeauna adică mă gândesc că poate sunt alte ființe, tinere care se gândesc că e mai greu. Știți care este cheia succesului? Să perseverezi. Deci nimeni nu și-a imaginat că eu o să reușesc să cumpăr compania aia printr-o metodă Mebo, care era doar Cosarom și alte câteva 10-20 de companii în țară s-au privatizat prin această metodă birocratică, nouă, neimplementată. Dar eram atât de perseverentă încât cedau. Deci făceam naveta între Roman și București, îmi cereau niște documente, ei sperau că o să vin peste o săptămână, veneam a doua zi cu ele, pentru că am făcut un serviciu financiar contabil de 3 schimburi. Și veneam a doua zi cu ele, mai îmi cereau un alt set de documente. Eu aveam avionul de 6 dimineața, la 7:30 la cafea,
Erați deja acolo. Eram acolo. Până au cedat. Deci, trebuie să-ți dorești foarte mult un lucru pentru că oamenii cedează. Adică cedează în sensul bun al cuvântului. Te sprijină. Chiar își dorește lucrul ăsta. Chiar demonstrează că... La bancă m-au refuzat odată, a doua oară, a treia oară, a patru oară. Trebuie să ai niște argumente. Nu oricum. Dar dacă perseverezi și crezi în vise și ai o proiecție mentală a ceea ce vrei să faci și unde trebuie să ajungi, iată, trebuie foarte multă încredere în sine și înainte de toate foarte multă rațiune. Exact. Ați sintetizat foarte bine. Stau și mă gândesc acum că e ușor să ajungi în vârf, în top, dar e foarte greu să te menții. Este extrem de greu să te menții. Cum reușiți? Mai ales acum, când afacerile încep să se extindă, nu? Partenerii sunt numeroși și de fiecare dată ne gândim când e o firmă mare și responsabilitatea e mai mare și atârnă răspunderea aceasta precum sabia lui Damocles. Da, inițial am conceput o companie, o firmă de familie, așa am văzut eu, o firmă mică de familie. Acum am ajuns la un grup de firme, dar nu asta e tema emisiunii, să mă laud pe realizări economice, dar într-adevăr este foarte greu să te menții, pentru că clienții vor lucruri noi, prețuri noi, deci noutatea, inovația și calitatea, standardul. Tot timpul trebuie să inovezi în organizare, în produs, în ceea ce oferi, în ceea ce organizezi, ca lucrurile, ca produsul pe care îl fac eu să fie tot timpul nou, tot timpul să-l dorească clienții, tot timpul. Deci, odată trebuie să fie cerut pe piață, da, să fie valabil, viabil, în permanență. Exact. Că este important modul în care îi oferi produsul, prețul și timpul. Sunt trei componente foarte importante. Să îl dai la timp, foarte repede, de foarte bună calitate și cu un preț foarte bun. Totul este foarte, pentru că cel puțin clientul după criză este extrem de atent. Nu spunem pretențios, pentru că este dreptul lui să fie pretențios, este dreptul lui să-și cheltuiască banii. Deci eu îi dau un produs, îi dau acest pahar. El nu mai trebuie să găsească un alt produs similar ca din banii lui pe care i-am muncit să-și scoate din buget să-mi cumpere paharul meu și nu, sau produsul meu și nu alt produs. Este o luptă. Deci nu vei vii la birou că ai venit la astăzi la servici. În business ești pe un câmp doar pentru a te ești într-o bătălie. Mine, ești într-o bătălie. Tot timpul trebuie să inovezi ceva, trebuie să ai strategie de ok, astăzi mi se vinde produs, să ai strategia pentru viitor. Trebuie să corelezi creșterea salariilor cu productivitatea, cu produsul, cu prețul. Este matematică. Este foarte multă matematică și foarte multă diplomație. Deci trebuie, cel puțin pentru cei care exportă. E ca... Unul este foarte iubit de copii, unul este bun, unul este mai bun. Depinde cât îți dedici. De ce un medic este extrem de asaltat de pacienți, pentru că își dedică mai mult timp, pentru că are niște abilități. Cu siguranță. Punctați foarte bine adineori piața de desfacere. Lucrați mai mult pentru extern sau aveți și o piață internă care vă adresați? Lucrez doar pentru extern și zâmbesc pentru că
Sunt foarte puține firme și aș vrea să fie foarte multe, dar sunt foarte puține firme care au cerință de export mai mare decât capacitatea de producție. Deci produsele noastre se cer într-o cantitate mai mare decât noi reușim să ne dezvoltăm. Ceea ce este foarte bine. Ceea ce este foarte bine. Că în general, aici este marea problema a tuturor companiilor, că ei, fiecare ar vrea să-și facă o fabrică, o afacere, un chioșc, un magazin, dacă produsele alea s-ar cere, s-ar consuma, s-ar vinde. E simplu. Am uitat întrebarea. Ați, întrebarea, de fapt, avea în subsidiar și piața de desfacere românească. A, de ce? De asta ce este motivul pentru care... Da, pentru că scaunele de mașină pe care le faceți ar merge foarte bine și pe piața internă, ca să nu importăm noi din altă parte și să cumpărăm scaunele pentru copii. De exemplu, nu, știți ce se întâmplă? Acum, aici vorbim, eu sunt și într-o zonă, aici cred că a fost și șansă. Într-o nișă de piață impusă de legislație. Deci, în toată Europa, în toate continentele, mai puțin nordul Africii, orice copil care călătorește în orice mijloc de transport trebuie să călătorească obligatoriu și să aibă acest scaun auto. În România, legislația există pentru că a fost impusă de, de legislația europeană, dar nu se, se respectă, nu se respectă. Nu, nu, nu este un... nu este o prioritate pentru România. Siguranța copilului nu este o prioritate și sunt sute și zeci de accidente, eu sunt interesată și urmăresc, sunt sute de tragedii cu copii care își pierd viața, ceilalți pasageri nu au nimic, doar pentru că nu au acest scaun. Mă rog, nu intervin, adică sunt, nu mă implic, nu, e problema lor. Avem foarte multe contracte la extern. Când va veni, probabil când vor decide cei care sunt implicați și sunt factori decidenți, că este foarte important și pentru copilul din România, probabil voi ataca și piața României. Deocamdată nu este o piață de desfacere pentru noi. E o stare latentă încă. Da. Să zicem. Da, e da, un să zicem teren că încă arid. Da. Da, e o chestie și de mentalitate. Nu sunt obișnuiți să folosească acest produs. Ce v-a determinat pe dumneavoastră să intrați în această afacere? Dorința de a nu... am închis un business pentru că am avut o concurență a Chinei. Dorința de a nu claca, dorința de a continua, pentru că în momentul în care am cumpărat această fabrică de la statul român, eu nu am cumpărat-o, adică nicio clipă, absolut nicio clipă, nu m-am gândit, nici mi-a trecut prin cap să o cumpăr doar ca să fac din ea mall, ca o investiție imobiliară sau să dărâm niște și să parcelez pământul. Am vrut o fabrică, mi-am dorit lucrul ăsta, mi-am dorit să construiesc ceva, mi-am dorit să rămână o afacere pentru alte generații. Asta mi-am dorit eu. De asta vă spun, banii ca și bani ca valoare nu mă interesează. E foarte important să construiești ceva, că... E un mijlocitor, de fapt, banul. Exact. Un mediator. Exact. Și... dorința de a nu le spune oamenilor îmi pare rău, mâine nu mai lucrați la Terox, vă duceți acasă,
la familiile voastre, nu vă mai luați salariile, eu nu vă mai pot oferi nimic. Nu mi se părea corect față de mine, față de... Nu voiam să ieșuiez, nu voiam să las 200 de oameni pe stradă, doar că în contextul economic a fost defavorabil mie, și am fost nevoită să găsesc soluții. Și nu numai că n-am vrut să las 200 de oameni fără un servici, în plus am mai adăugat încă 700 de oameni și suntem în vreo 950 de angajați. Cum reușiți să faceți față unei unui număr atât de mare de angajați? Cu siguranță sunt și probleme. Cum reușiți să le... Reușesc cu greu și mereu sunt foarte obosită. Mereu sunt foarte obosită și mereu mi-aș dori să mă opresc, dar nu mai pot. E foarte greu. Factorul uman întotdeauna este foarte greu de... Nu neapărat, dar să corelezi totul, să este o afacere foarte grea și fiecare patron își va spune că afacerea mea este cea mai grea. Dar este solicitant, este extrem de solicitant. Și muncesc între 10 și 12 ore pe zi, este foarte greu. Mai ales că aici este sediu, să zicem, head office-ul și compania, adică unde sunt cei mai mulți angajați. Dar sunt răspândită și în județul Iași, adică și în Iași, Botoșani, Roman, Suceava, încă 250 de angajați lucrează pentru noi. Ceea ce înseamnă foarte mult și e o răspundere foarte mare. Pentru că mă gândeam acum care e diferența dintre un manager care se joacă cu banii altora și unul care joacă pe banii săi. Pentru că sunteți într-un fel și într-o barcă și în cealaltă. Sunt manager care se joacă cu banii altora? În ce sens? Că nu-mi dau seama. Atunci când ați fost director... Da. La o societate la care nu erați acționar. Da, nu eram, da, exact. Nu, Acum sunteți și implicată prin investind, de fapt, banii dumneavoastră. Investind în primul rând banii băncii, că în fază inițială toată lumea investește banii băncii. Așa e. Nu aveam, nimeni nu a avut, sau nu nimeni, majoritatea oamenilor de afaceri nu au avut capital, nu puteau avea capital după un regim totalitar. Prima dată am jucat banii băncii, mi-a reușit și cu banii băncii am reușit să fac și eu. Dar întotdeauna, practic, te joci cu banii băncii, pentru că o companie care se dezvolte are întotdeauna credite, are întotdeauna nevoie de a accesa credite. Și normal că sunt și banii tăi, dar... Proporția e mult mai mică. Sunt banii companiei, așa cum... De fapt, nu sunt banii primăriei sau unei organizații. Și firma este o organizație care are niște reguli foarte stricte. Nu vine nici patronul. Sunt mecanisme de reglare. Nu poți să faci, nu ești liber. Nu poți să faci nimic în compania ta pentru că sunt pârghii de control. Băncile, pentru că sunt parteneri și vin în casa ta când vor, organele de control, finanțele, deci nu ești un om liber, nu iei ca din sertarul unde ți pui banii de salarii și iei. Pentru nu că se mai întâmplă uneori, poate ca un auzim prin ziare sau în general la nivel național, că un director economic sau un director administrativ, nu? Se gândește să ia o anumită sumă de bani pentru a-și cumpăra o mașină mai scumpă, deși poate nu sunt bani pentru salariați. E un concept. Cred că vă referiți la directorii de companii de stat. Pentru că asta nu s-ar întâmpla niciodată într-o companie privată? Niciodată un patron extrem de responsabil nu va face lucrul ăsta. Pentru că nu va face o investiție care nu-i va aduce lui... Trebuie să facă o investiție de imagine.
să aibă o mașină bună, dar niciodată un patron nu-și va risipi banii, nu-și va irosi banii, pentru că acum dacă își rostește și ia 5 mașini la anul, nu mai are cu ce să-și plătească nici asigurările. Deci patronul care vrea să rămână în piață și vrea să fie patron pe termen lung este extrem de responsabil. Nici măcar nu mai e nevoie să ai pârghii de control, să-l controlezi. Pentru că există autocontrolul. De exemplu, piața care sigur face că da, în momentul în care ai credite bancare, ei verifică fiecare element de cheltuială, de ce ai făcut asta. Deci mecanismele bancare și pârghiile de control ale băncilor, păi ei sunt și ei o parte din averea ta le aparține și atunci îți spun, păi anul ăsta nu ai voie să-ți iei dividend, adică din profit. Sau nu poți să-ți pui nu știu cât, ok, hai să mai vedem, adică nu poți să-ți iei salariul 100.000 de euro. Când îi dai bine banii, ești profitabil și după aia... Salariații nu mai e de unde să-i plătești și plus de asta sunt și dările și lucrezi pe un buget. Deci lucrezi pe un buget. Deci eu o să câștig, dau un exemplu, 100.000 de euro. Prima cheltuială pe care ți-o impune sunt cheltuielile de salarii, deci astea sunt și cheltuieli sociale și știi că dacă mâine tu n-ai bani de salarii, toată afacerea ta, dacă nu ești capabil să-ți plătești salariile și nu ai în buget și nu știi că 2 ani de zile, deci compania Terox știe că timp de 2 ani de zile, în zilele de salari cu nici o oră întârziere, își primesc banii. Cel de multe ori le fac surpriză și le dau un avans. E păcat dacă îi avem în cont, de ce să nu-i dăm? În momentul în care tu nu ești capabil să-ți plătești oamenii care muncesc în firma noastră, că nu numai a mea firma, fără ok, eu am niște acțiuni acolo, sunt proprietar, dar firma nu e a mea. Pentru că mâine dacă îmi pleacă 600 de angajați, eu am câteva obiecte care se pot transforma în fier vechi. Deci este un organism viu, este creat din oameni. Și asta atunci înseamnă de fapt economia de piață. Și asta înseamnă economia de piață. Deci primul lucru care trebuie să-l facă un manager este să-și plătească oamenii și să le asigure niște condiții decente. Nu poți să ajung la nivelul Franței, Germaniei, care au sute de ani de dezvoltare, dar știu firme în care oamenii lucrează în condiții inumane, fără căldură, salariile și le primesc târziu. Sincer, parcă n-ar merita să se numească patroni cei care fac o afacere doar cu prețul ăsta. Nu sunt mulți, nu cunosc foarte mulți, dar e un pic... Dar probabil este mulți sunt nevoiți. Legii, nu? Probabil mulți sunt nevoiți. Naturii, de fapt. Nu, dar îți mai scade piața, mai ai contracte, nu mai ai bani de gaz. Știți? Așa cum spuneam. Și totul se pierde. E bine să nu judeci. Suntem într-un stat în care... într-un stat sărac. Nu pot eu să judec alt patron. Eu vreau să fie bine la mine, să pot să fac tot ce e mai bine pentru mine și pentru oameni. Nu sunt eu în măsură să m-am corijat, vedeți? Pentru că puneați adineori întrebarea în dublu sens. Considerați că statul ar trebui să fie un jucător sau mai degrabă un arbitru? Statul nu ar trebui să fie nici jucător, nici arbitru. Statul ar trebui să fie extrem, extrem de implicat și prietenos cu oamenii de afaceri, cu mediul de afaceri. Gândiți-vă că România, și intru în zona economică, dar pe foarte scurt, deci noi, banii pentru pensii,
pentru copiii care merg la școală, pentru sănătate. Doar oamenii de afaceri. Deci sunt două surse de unde luăm banii pentru pensii. Din banii pe care îi creează oamenii de afaceri, mediul economic, oamenii de afaceri, proprietate, capital privat, și din împrumuturi de la bănci. Astea sunt, pentru că statul român, la momentul ăsta, sau din ceea ce cunosc eu, nu prea are companii care sunt productive și care sunt sursă pentru populația țării. Și atunci, ei ar trebui, noi producem banii pentru profesori, pentru medici, pentru spitale, pentru câteva, suntem salariații care sunt în companii private și patroni. Absolut anormal, absolut anormal. Statul nu ne ajută, ne încurcă, ne stresează și ne terorizează. N-ar trebui să fie nici jucător și nici spectator. Era extrem de bine și România ar fi ajuns departe dacă ne ajuta pe noi, oamenii de afaceri, să luăm acele fonduri de la Uniunea Europeană pe care ne le-au întins, să fie eliminat birocrația aia. Se mai făcea o mică șmecherie, dar se asimilau fondurile, nu sunt pro-șmecherie, dar se asimilau acești bani și cream locuri de muncă. Era un stat dezvoltat. Ar fi fost un stat dezvoltat. Cu 1000 de oameni, cu investiții de 7,8 milioane de euro, eu nu am luat niciun ban din fondurile europene și ca mine sunt sute. Iar noi, România, dăm cotizația aia. Deci, asta... Și toată lumea ar fi trebuit să fie mulțumită. Știți ce s-a întâmplat? Ce am mai văzut din cultura altor popoare? Să știți că pe americanul de rând, și eu mă consider românul de rând, este prea sensibil. Pentru el nu este foarte important că sunt democrații la putere sau că sunt conservatorii. Cetățeanul de rând este sensibil afectat de lucrul ăsta. Trebuie să existe statul, politicul, să fie partidele. Dar atât timp cât noi avem o calitate a vieții, fie prioritară aceasta. Da, să nu simțim, lucrul ăsta. Noi să nu simțim. Iată-ne la final de emisiune, deja timpul a trecut atât de repede, încât nici nu am simțit. Dacă ar fi să alegeți între putere fără bani și bani fără putere, pe care i-ați alege? Putere fără bani. Distinția, de fapt, între... Putere-forță. De fapt, între politic și economic este această luptă. Da, eu prin putere înțelegeam forță. Nu. Aș alege bani fără putere. În sensul întrebării dumneavoastră, pe care nu am surprins-o exact. Dacă ar fi să vă întreb pe chestionarul lui Proust, strict la obiect, când ați plâns sau când ați râs ultima oară homeric? Ca întrebări punctuale. Ultima oară am plâns în companie, pentru că plâng când mi-e ciudă că nu-mi reușește ceva sau când lucrurile nu merg cum trebuie, și râd homeric cu prietenii. Dar râd și plâng în același timp și cu aceeași intensitate. Deci aveți timp și pentru aceste momente ale vieții. Vă faceți timp și pentru bucuriile vieții. Da, nu m-am... Care este cel mai scump obiect al dumneavoastră? Și la propriu și la figurat. Obiect?
Drag sau scump? Și scump și drag, în sensul un obiect la care țineți, afectiv vorbind, și scump poate din punct de vedere financiar, aspectul bănesc. Am un album de familie pe care nu l-aș da pentru nimic în viață. N-are valoare. Este și scump și drag mie. Sau valoarea este incomensurabilă cu toate celelalte valori materiale ale vieții. Da, nu mă leg de bijuterii, nu mă leg afectiv de obiecte, mașini, bijuterii, nici nu port. Și ca ultimă întrebare, ce înseamnă de fapt, care e cea mai mare fericire a dumneavoastră sau cum vă închipuiți? Să am un pic, un dram de libertate, să trăiesc bucuria familiei, bucuria prietenilor, bucuria primăverii, calmul toamnei. Nu mă simt un om liber. Nu sunt un om liber. În momentul în care aș fi un om liber, cred că n-aș ști ce să fac cu libertatea. Cred că aș alerga, să alerg într-o pădure, lucruri care îmi lipsesc foarte mult. Să stau pe îndelete cu prietenii, asta îmi doresc și asta sunt bucurii neprețuite. Iată-ne, aceasta a fost doamna Doina Cepalis. Vă mulțumim de suflet pentru că ați venit în emisiunea noastră și vă mai așteptăm cu mare drag și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc. Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Vă dăm o întâlnire joia viitoare la aceeași oră, la Dialoguri Esențiale. Vă dorim o seară frumoasă și numai bine. La revedere!